Domnul zise lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Dar mai mult ca toate, nu uite, Avrame, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Au trecut mai bine de 10 ani și promisiunea lui Dumnezeu a rămas neîmplinită. Între timp, Avram s-a despărțit de Lot, pe urmă, cu ajutorul lui Melisedec, renunță la bogățiile Sodomei și după aceste întâmplări, am văzut data trecută, Domnul s-a arătat lui Avram și a vorbit într-o vedenie și i-a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dar după 10 ani de așteptare, tensiunea în sufletul și în familia lui Avram erau mari. Și Avram a răspuns, Doamne, ce-mi vei da? Mor fără copii. Și moștenitorul casei mele va fi Eliezer din Damasc. Și Avram i-a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță. Și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine va fi moștenitorul tău. După aceea l-a dus afară și i-a zis, uită-te la cer, numără stelele dacă le poți număra. Și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Uitându-se la cer, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Când ajungi în versetul 6 din capitolul 15, ai impresia că ești pe culmea Everestului, mai sus nu se poate, ți-ai terminat alergarea, numele ți este gata plămădit, scris pe piatra albă, numai să ți-o dea Dumnezeu în mână. Avram s-a întors de pe câmp și de la stelele cerului a dat de ochii nevestei lui și a povestit lui Sara discuția lui cu Dumnezeu. Sara, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sara a zis lui Avram, iată, Domnul, vreau să repet, să subliniez cuvintele ei, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate voi avea copii de la ea. Avram a ascultat de spusele Sarei. O idee logică, legitimă sau legală și, cred eu, după spusele lui Calvin, chiar nobilă. O idee logică, legală și chiar nobilă. Sarai se uita la trupul ei care îmbătrânește și iese într-un fel din plaja în care, omenește vorbind, ar fi putut avea copii, știa bine cuvântările promise soțului său și se gândea, din pricina mea, bărbatul meu să piardă binecuvântările extraordinare pe care Dumnezeu i le-a făcut și și-a repetat în gând, voi face din tine, Avrame, un neam mare. Te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare, vei fi o binecuvântare, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, Avrame. Gândul și demersul Sarei par nobile. Problema este că mijloacele pe care și le-a ales se dovedesc a fi rele. Multe drumuri par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Atunci când vrei ca Dumnezeu să-ți facă un nume, călătorind alături de Avram, înveți câteva principii fundamentale și cu fiecare pas am vrea să adăugăm câte unul la ele. În primul rând, trebuie să ai curajul să ieși din ale tale, din planurile tale și să vii în planurile lui. Doar că e o mare diferență între mine și el. Eu sunt atâta, Dumnezeu este infinit.
Pentru el o zi ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Pentru mine o zi ca o zi. Eu trăiesc în limite foarte strâmte. Sunt ca un lat de mână, ca un abur care piere. Dacă nu se întâmplă lucrurile atunci când eu trăiesc, ce rost mai au pentru mine în locuința morților unde merg? Nu mai este nimic pentru mine. Se termină odată cu înmormântarea de care ați auzit. Deci primul lucru pe care trebuie să ai curajul să-l faci este să ieși din planurile tale, să intri în planurile Lui. Dar când ai ajuns în planurile Lui, trebuie să nu uiți că planurile Lui se împlinesc după calendarul hotărât de El, nu de tine. Și de aceea pentru El 25 de ani, 10 ani, nu sunt ca pentru tine 25 de ani și 10 ani. Dacă ai intrat în planurile Lui, slava Lui contează, nu slava mea. Al treilea lucru pe care îl vom învăța astăzi este că planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească cu mijloacele hotărâte de Dumnezeu. Deși foarte multe lucruri ne par bune, am văzut, ne spun proverbele, la urmă se văd că duc la moarte. De aceea, nu orice mijloc este bun pentru a atinge scopul. Mijloacele. Deci mijloacele trebuie să fie neapărat ale lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, în conformitate cu revelația Lui, ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Când încercăm să ajungem la binecuvântările lui Dumnezeu, folosind mijloace străine de cuvântul lui Dumnezeu, ne vom pomeni în brațe cu blesteme. Cu alte cuvinte, alegând mijloace străine de Dumnezeu, neporuncite de Dumnezeu sau, dacă vreți, care nu plac lui Dumnezeu, ne pavăm drumul spre tragedie, ne pavăm drumul spre dezastru. Deși, la început, multe căi par bune omului, la urmă se văd că duc la moarte. Așa să urmăriți împreună cu mine 7 pași spre dezastru, spre tragedie în viața lui Avram, a Sarei, a lui Agar, a lui Ismael, a lui Isaac, a descendenților lui, a istoriei în care noi trăim astăzi. Pasul întâi. Sarai pierde orice nădejde a împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru viața lui. Nu uitați, noi ne mișcăm între limite. Și Sara știe foarte bine lucrul acesta. Sara știe că poți avea copii până la o anumită vârstă, de la o anumită vârstă încolo. Trupul îți spune că nu mai poți avea copii. Și ea pierde orice nădejde că Dumnezeu va mai putea împlini vreodată prin ea ceea ce a promis lui Avram. Sara s-o fi gândit, Dumnezeu a vorbit despre Avram, nu despre mine. Din tine, i-a spus lui Avram, nu din tine și Sara, despre Avram, nu despre mine. Iar pentru mine timpul meu a trecut, eu nu mai pot avea copii. Oare ce aș putea face totuși ca scopurile, planurile lui Dumnezeu, binecuvântările lui, să nu treacă pe lângă familia mea? Sarai, nevastă lui Avram, nu-i născuse copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate voi avea copii prin ea. Avram a ascultat de spusele lui Sarai. Pasul 2. Dumnezeu nu este nici întrebat, nici consultat. Noi așa de multe ori minții noastre, lucrurile se par bune și de aceea mergem înainte. Și abia după ce am făcut 1, 2, 5, 7 pași, ne dăm seama că am pornit pe drumul morții. Dacă îl întrebam pe Dumnezeu, dacă deschideam Scriptura, dacă țineam cont de lucrurile care le știam, poate n-am fi ajuns aici. Avram face ceea ce făceau de fapt toți vecinii lui în cultura respectivă. Când o nevastă era stearpă, era legal și se uza lucrul acesta, să dai pe roaba ta soțului tău. Țineți minte că atunci când Iacov a venit de la Laban cu cele două soții ale lui, cu Lea și Rahela, amândouă au primit câte o roabă. Și când rivalitatea a pornit între femei și a văzut Lea că nu mai poate să nească, a dat-o pe roaba lui Iacov. Iacov a intrat la roaba lui, a avut copii cu ea și așa sunt cei 12 patriarhi. În Biblie, Dumnezeu nu-l condeamnă pentru că se practica în vremea respectivă. Dar pasul al treilea, când a văzut ea, Agar,
că este însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa, pe Sarai. Imaginați-vă ce se întâmplă într-o casă când între femeile de sub acoperiș începe rivalitatea. Vom vedea dacă vom avea timp în casa lui Iacov. Dragii mei, Iacov este atât de sătul de gura nevestelor lui, încât stă pe câmp cu oile lui să n-audă, să nu vadă. El se trezește la realitate abia când se naște Iosif, atunci își vine în fire. Din păcate era prea târziu, pentru că rivalitatea dintre neveste trece între copii. Așa este vândut Iosif și ajunge în Egipt, așa începe tragedia. Trăiește ani de zile Iacov cu gândul că fiul i-a fost mort. De ce? Din pricina zâzaniei din casa ei, dintre femei. Când a văzut Agar, care a rămas însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa, pe Sarai. Bietul Avram, cred că și el se uita mai mult la stelele cerului, văzând ce se întâmplă în casa lui. Pasul al patrulea. Sarai dă vina pe Avram, cum se întâmplă de obicei, pentru ceea ce se întâmpla. Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cade batjocul aceasta care mi se face mie. Eu însă ți-am dat în brațe pe roaba mea. Când a văzut că este însărcinată, a început să mă disprețuiască. Să judece Domnul între mine și tine. Wow! A cui a fost ideea? Nu a lui Avram, a fost a Sarei. Dar nu uitați, nu de mult am fost în capitolul 2 din Genesa și în capitolul 3. A cui a fost ideea? O a Evei, nu a lui Adam. Cu toate acestea, Dumnezeu vine în grădină în răcoarea zilei și zice, unde ești, Adame? Unde ești, Adame? Într-un fel, Sara face ceea ce ar fi făcut Dumnezeu. Să judece Domnul între mine și tine. Trebuia să ai mai multă minte, să întrebi pe Domnul. Tu ești șeful casei, tu ești preotul casei. Pasul 5. Fără niciun fel de jenă, Avram se spală pe mâini. Se absolvă de toată responsabilitate. Iată roaba ta, este în mâna ta. Fă-i ce-ți place. Știa că Agar poartă sămânța lui, pe pruncul lui. Și el zice, fă-i ce-ți place. Pasul al șaselea. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea, cu Agar, și Agar a fugit de la ea. Uitați-vă la deznodământ. O relație frântă de mânie, de frustrare, de violență, de violență verbală și nu este exclus, fiind stăpână și roabă, de violență chiar fizică. Pasul 7. Agar a fugit de la ea, de la Sarai. Dar Agar a fugit din casa lui Avram. Cine era Avram? Avram era singurul bărbat de pe pământ, căruia Dumnezeu i-a spus că va fi sursa binecuvântării. Dacă Agar ar fi avut nădejde la binecuvântare, această binecuvântare nu putea veni pe lângă Avram, trebuia să vină prin Avram, prin casa lui, prin sămânța lui, chiar dacă nu ea și nu pruncul ei urma să fie sămânța promisă de Dumnezeu. Aș vrea să pun în dreptul acestor 7 pași câteva întrebări. În primul rând, sunt Sarai și Avram vinovați pentru ce se întâmplă? Sunt vinovați pentru ce se întâmplă. Dar înainte să mă opresc în dreptul lor, m-aș opri și m-aș uita în ochii lui Dumnezeu și m-am întrebat și eu, citind textul, de ce a lăsat Dumnezeu loc de întors pentru Avram? De ce nu i-a spus foarte clar lui Avram de la început ce are de făcut? De ce nu i-a spus toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și nevastă-ta, Sarai? I-ar fi scutit de o mulțime de dureri dacă Dumnezeu ar fi vorbit ceva mai clar. Întrebarea este cu atât mai pertinentă cu cât ne uităm la contextul lumii în care trăim. Nu uitați, Ismael și Isaac au creat două neamuri care au fost în conflict de când lumea. Uitați-vă la Mapamond,
la toată tragedia care a fost amplificată de anii 600, când a apărut Mahomet pe scena istoriei și când iudeii și musulmanii au intrat în conflict, într-un conflict de moarte, conflict care ne-a cuprins pe noi acum, pentru că religia iudeo-creștină ne îmbrățișează într-un fel și pe noi. Dacă mă uit la această listă, Sara și Agar, Ismael și Isaac, evrei și arabii, iudeo-creștini și musulmani, aproape că mă întorc spre Dumnezeu să-L întreb, Doamne, de ce n-ai vorbit puțin mai clar lui Avram? Ascultați, vă rog, exact cuvintele Scripturii. Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face, eu Domnul, voi face din tine, Avrame, un neam mare. Un neam mare. Nu putea vorbi Dumnezeu cel puțin la fel de clar ca și în capitolul 17? Dacă întorci doar câteva pagini, vezi că Dumnezeu este foarte direct, foarte clar cu Avram. Dumnezeu a zis lui Avram să nu mai chem pe Sarai, nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara, adică prințesă. Și ascultați ce urmează. Eu o voi binecuvânta pe Sara, pe prințesa ta, o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Spuneți-mi, destul de clar? E foarte clar. Dacă asta s-ar fi întâmplat în capitolul 12, în capitolul 15, poate că n-ar fi urmat capitolul 16. De ce planurile lui Dumnezeu, cum sunt, nu uitați, nu Dumnezeu a intrat în planurile lui Avram, ci Avram în planurile lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu a zis, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, s-a gândit și la arabi și la musulmani, dragii mei, s-a gândit la toate familiile pământului. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri. Unor neamuri întregi, chiar împărați de popoare, vor ieși din ea. Ce vorbire clară! În mod evident, Sara era în planul lui Dumnezeu încă de la început. Dați-mi voie să pun o întrebare. Atunci când Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Avram, știa el, Dumnezeu, că Sarai era stearpă? Știa? O știa și el, știe și naratorul. Pentru că naratorul ne-a spus deja în capitolul 11, versetele 29 și 30. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai. Numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. Sarai era stearpă. N-avea copii. Milca nu era. Dumnezeu știe foarte bine lucrul acesta. Să pun o a doua întrebare. Ar fi trebuit să știe Avram că Sarai era și ea în planul lui Dumnezeu, nu doar el, înainte de a veni Sarai cu oferta. Ar fi trebuit să știe Avram că și nevastă sa Sarai era dinpreună cu el în planul lui Dumnezeu, nu doar el. Să știți că o lucrare bună de artă nu-ți spune totul. Atunci când Dumnezeu te cheamă cu El, vrea să fii ochi și urechi. Să înțelegi lucruri și din ceea ce nu-ți spune. Dar lucruri care se întâmplă în jurul tău, lucruri pe care le face pentru tine. Țineți minte că abia ajuns în Canaan, a venit o foamete peste țară și Avram a avut o idee. A coborât în Egipt și înainte să intre în țara Egiptului, s-a oprit să aibă o discuție cu nevastă sa. 1-0 pentru Avram. Pentru că Avram i-a zis, știi, fă-mi te rog un favor. Nu spune că ești nevastă, mai ești o femeie frumoasă și mă vor omorâ oamenii din pricina ta. Fă un bine sufletului meu, spune că ești sora mea. Slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon au văzut-o, i-au luat-o și au dus-o la Faraon. Au dus-o în casa lui Faraon. La Avram și-a scăpat pielea, dar Domnul a intervenit din pricina Sarei, nu din pricina lui.
din pricina Sarei. Și textul continuă. Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, virgulă, Sarai. Din pricina nevestei lui Avram. Spuneți-mi, la ce s-a gândit Avram în drum spre Canaan, când a zidit altarul, când a venit înaintea lui Dumnezeu? A avut vreme să cumpănească, a avut vreme să priceapă. Dacă nu s-ar fi pripit la oferta nevestei lui, Dumnezeu nu la întâmplare a scăpat-o pe Sarai. Dacă era tot una pentru Domnul, putea rămâne nevasta lui Faraon, putea să o ia pe Agar, să plece cu ea înapoi în Canaan, putea să își facă o familie cu ea, așa cum a făcut Chetura mai târziu. Deci cred că Avram ar fi trebuit să cumpănească mai bine faptele făcute de Dumnezeu în favoarea nevestei lui, atunci când el a fost nătângul, când el, ca să scape pielea, a aruncat-o pe nevasta lui în brațele lui Faraon. O altă întrebare. Știa Sarai că Domnul știe că este stearpă? Sigur că știa. Am citit în text. Ea o spune cu gura ei. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar, rodul jumătății de adevăr pe care Avram a spus-o când a coborât în Egipt, era și Agar. Sarai a zis lui Avram, iată că Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Să recapitulez. Avram știa că Domnul știe că nevastă sa este sa stearpă. Sarai știa că Domnul știe că ea este stearpă. Avram știa că Domnul o are pe Sarai în planul său, sau cel puțin trebuia să știe, din felul în care s-a purtat Domnul cu ea și cu el când au fost în Egipt. Și mă întreb, de ce totuși au pornit pe drumul dezastrului, pe drumul tragediei? Dați-mi voie să acord circumstanțe atenuante lui Sarai. Marele teolog Calvin spune, orice femeie, dacă voia să-și facă pur și simplu de dragul ei și a familiei ei o casă, putea adopta un copil, să faci loc unei alte neveste sub acoperișul tău, pentru soțul tău, nu era un lucru ușor nici pe vremea aceea, când poligamia era un lucru obișnuit în zilele respective. Deci putea alege o altă cale. Înseamnă că am putea să spunem, gândul și demersul sale erau nobile. N-ar fi vrut ca din pricina ei, a limitărilor ei, a problemelor ei, binecuvântarea promisă soțului ei să nu se împlinească. Ar fi vrut să vadă pe soțul ei ca binecuvântare pentru toate familiile pământului. Renunță la drepturile ei într-un fel, acceptă lucrul acesta ca să facă loc lui Agar în casa lor. Era o singură problemă. Planurile lui Dumnezeu trebuie împlinite cu mijloacele lui Dumnezeu sau cu mijloace poruncite de El, mijloace aprobate de El. Dragii mei, nu orice drum duce la împlinirea planurilor Lui. Nu orice mijloace sunt potrivite înaintea lui Dumnezeu. Iar când mijloacele pe care le alegem ca să împlinim voia Domnului, ca să ajungem la scopurile Lui, ca să căpătăm binecuvântările Lui, nu sunt după voia lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să pavăm drumul spre dezastru. Drumul spre dezastru. Tinerilor, nu uitați, scopul, nu, scuză, mijloacele. Dacă v-aș spune să ridicați o mână, câte dintre voi, fetelor, vreți să vă măritați? Pot să închid ochii. Nici nu vreau răspunsul. Dar problema în zilele noastre nu este asta. Asta este un gând bun. Dumnezeu l-a pus în voi. Este deznodământul pe care și-l așteaptă orice fată să se vadă soție sau mireasă soție, să aibă o familie. Dar dacă Domnul a hotărât altfel și trece timpul, o mulțime de alte mijloace la îndemână. Uitați-vă la vecinii voștri, la vecinele voastre. Uitați-vă, nu trebuie să mergeți decât la colegele de cameră. Nici voi, băieților, nu sunteți scutiți. Trăim într-o lume de șacali. V-ați apucat de o afacere. Faceți-o.
spre slava lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu. Dar din păcate, sunt pline bisericile, dragii mei, de bărbați care au scopuri nobile. Să aducă banul curvei și a sodomitului în casa Domnului. Dumnezeu nu are nevoie de astea. El nu vrea să câștigi prin compromisuri și minciună ca apoi să vii, să pui în perș. Ce să facă Dumnezeu cu banii tăi? Domnul este pământul cu tot ce este pe el. Lumea și ceea ce locuiesc. El poate și fără tine, poate și fără mine. Nu uitați, când mijloacele pe care le alegem nu sunt conforme cu voia lui Dumnezeu, avem drumul spre dezastru. Și aș vrea să priviți o rețetă pentru dezastru. E foarte simplă, la îndemâna fiecăruia dintre noi. Am pus și numele personajelor în drept, doar ca să vedeți că din text este rețeta aceasta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te hotărăști într-o bună zi ca Sarai să-ți iei viața în propriile tale mâini. Well, m-am săturat să aștept după Dumnezeu. Și eu am un pic de minte și eu pot să gândesc, ia-ți viața în propriile tale mâini. Când ți-ai luat viața în propriile tale mâini, nu-ți bate capul să mai intre pe Domnul. Fă ca Avram. Ascultat ce a spus nevastă sa. În al treilea rând, îngânfă-te și poartă-te ca o rivală, ca Agar. Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă Agar și-ar fi păstrat locul, rolul? Deși i-a dat-o ca nevastă lui Avram, nimeni în Scriptură, afară de narator în cazul acesta, nu numește pe Agar nevasta lui Avram. Nici Domnul, nici Sarai, nici Avram. Cu alte cuvinte, i-a continuat să rămână roaba lui Sarai. Roaba lui Sarai. Dacă ar fi rămas roaba lui Sarai, smerită în mâna Domnului, da, e adevărat, este o victimă, îmi pare rău că n-am timp să intru în relația dintre Agar și Domnul, e o minune. Domnul întotdeauna ține partea celui slab, celui călcat în picioare, celui care n-are drepturi. Întotdeauna de partea lui este Domnul. Dragii mei, Ismael este primul copil de pe lume pe care Domnul îl numește. Domnul îi dă numele. Știți ce înseamnă? Domnul aude. Când Sarai primește un prunc, îi pune numele Isaac. Știți ce înseamnă Isaac? Râs. Pentru că și Avram și Sarai au râs când Domnul a zis, la anul pe vremea aceasta vei avea un prunc. Comparați, vă rog, Ismael, Domnul aude, cu râs, hohot. Isaac. Asta nu înseamnă că binecuvântarea nu vine prin Isaac, dar trebuie să-și aducă aminte părinții de necredința aceea a lor. Dacă ar fi rămas la locul ei, cu siguranță Domnul i-ar fi purtat de grijă. Îngerul Domnului de două ori iese în drum. În primul rând o întoarce înapoi, în al doilea rând o scapă de la moarte și pe ea și pe pruncul ei, pe Ismael. Și face binecuvântări incredibile. Nimeni nu va putea număra sămânța ta. 12 împărați, 12 voievozi vor ieși din Ismael, Avrame. Cu alte cuvinte, Domnul ia asupra lui, într-un fel, întreaga situație. Dacă nu s-ar fi îngânfat, dacă nu ar fi, s-ar fi uitat cu dispreț la nevastă sa, cum ar fi decurs lucrurile? Nu știu, dar nu uitați. Atunci când pornesc pe dezastru, ceva de felul ăsta se întâmplă. Unul îți iei viața în propriile tale mâini, pe urmă nu mai întreb pe Domnul. Ce să-L întreb pe Domnul? Știi tu bine ce ai de făcut. În al treilea rând, începi să-ți ridici năsucul, să te îngânfi, pentru că dacă nu-i Dumnezeu, trebuie să fie cineva Dumnezeu și ăla trebuie să fii tu altcineva, cine ar putea fi. În al patrulea rând, dă vina pe altul, așa cum a făcut Sara. Domnul să judece între mine și tine. Poartă tu rușinea care a căzut peste mine. Când te uiți la Sarai, nu știu ce îți vine să-i faci în situația asta. Dar asta se întâmplă, dragii mei, când pornești pe drumul acesta. Următorul pas, refuză să accepți responsabilitatea. Ai făcut-o? Well, a fost gândul nevestemii, nu al meu.
lasă frâu liber mâniei, cum a făcut Sarai, și nu te pocăi. Decât să te pocăiești, că e greu să te pocăiești, mai bine dă bir cu fugiții, trântește-le toate de pământ și du-te în treaba ta. Știi unde e Egiptul, știi încotro ai de mers. Observați un tipar pe care foarte mulți dintre noi îl repetăm într-o situație sau alta. Ne luăm viața în propriile mâini, nu ne batem capul să-L întrebăm pe Domnul, ne îngânfăm și ne purtăm pe măsura îngânfării cu care ne-am luat viața în propriile noastre mâini. Când dăm de greu, dăm vina pe alții, în loc să acceptăm responsabilitatea, o refuzăm, ne spălăm pe mâini, ne mâniem când lucrurile sunt altfel decât ne-am gândit noi și în loc să ne pocăim, să prindem ultimul tren spre casă, mai bine dăm bir cu fugiții, le trântim toate de pământ. Dragii mei, planurile lui Dumnezeu trebuie să împlinite cu mijloacele lui Dumnezeu. Dar de unde să știu mijloacele lui Dumnezeu dacă alerg de dimineața până seara după un pumn de deșertăciune în plus și n-am vreme să mănânc cuvântul lui Dumnezeu? Întreabă psalmistul, cum își va ține tânărul curată cărarea? Și răspunsul vine imediat, îndreptându-se după cuvântul tău. Și apoi psalmistul continuă, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ar trebui să citim în fiecare săptămână psalmul 119. O iau înaintea străjilor de noapte ca să cuget adânc la cuvântul tău. Din pricina cuvântului tău sunt mai înțelept decât bătrânii, mai înțelept decât dușmanii mei. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu nu este un lucru plus, în plus pe care îl adăugăm la ziua noastră, este pâinea noastră cea de toate zilele. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ce mare har să cunoști cuvântul, să știi pe unde-i granița între viață și moarte, să alegi viața, nu moartea. Dumnezeu nu va alege în locul tău, așa cum n-a ales în locul lui Avram și n-a ales în locul Sarei. M-am gândit de multe ori, de ce n-a intervenit Dumnezeu să-i spune, nu, Avrame! A vorbit de atâtea ori cu el. Știți de ce? Pentru că n-a făcut-o nici cu Eva în grădină și nici cu Adam. Ca să fii un om liber, Dumnezeu a pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și dacă diavolul vrea să facă ceva, vrea să șteargă granița între ele, să mute granița, să o transforme din alb negru în gri, ca să nu știe exact ce ai de făcut. De aceea trebuie să stai și mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, să cunoști și mai clar ce are El de spus. Cunoscând cuvântul, vei ști să alegi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem. Nu uitați, planurile lui Dumnezeu și astea doresc să se împlinească cu privire la viața mea și cred că și tu la fel, se împlinesc numai cu mijloacele alese de Dumnezeu. El hotărăște mijloacele, El hotărăște și rolurile pe care noi le jucăm în planul Lui. Ascultați un cuvânt din partea lui Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Spuneam, pasul 1, îți iei viața în propriile tale mâini. Pasul 2, nu te mai ostenești să-L întrebi pe Domnul. Dacă Avram ar fi întrebat pe Domnul, s-ar fi dus sub cerul liber, s-ar fi uitat la stele și ar fi zis, Doamne, am crezut ce mi-ai spus, acum sunt la încurcătură, te rog, răspunde-mi. El în loc să se uite la cer, s-a uitat la gar. Dacă s-ar fi uitat la cer, ar fi răsturnat izvodirile minții. Ar fi adus gândurile Sarei și gândurile lui la ascultare de Dumnezeu. Istoria ar fi curs
altfel. Istoria ar fi curs altfel. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, El nu are nevoie de o mână de ajutor din partea ta. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, El nu are nevoie de o mână de ajutor din partea ta. Chiar dacă ai intenții bune, planurile lui Dumnezeu se împlinesc cu mijloacele lui Dumnezeu. Dar trebuie să amendez această afirmație, pentru că în relația cu Dumnezeu, omul nu este un agent pasiv. Cu alte cuvinte, când intri în relația cu Dumnezeu, nu înseamnă să te lege ca pe Lazar în mormânt fedeleș cu fâșile de in și să stai până Dumnezeu șterne lucrarea cu tine și până te scoate din îngheț și intri în împărăția Lui. Nu. În planurile lui Dumnezeu, noi suntem implicați alături de Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc doar câteva texte. Toată Biblia este plină de ele. În 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 3, ni se spune: Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit, suntem în relație cu El, tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Observați, El are partea Lui, noi avem partea noastră. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia și ajungem la planurile Lui prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Dar pentru asta trebuie să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea continuă textul: dați-vă și voi toate silințele. Și asta este partea noastră, rolul nostru în împlinirea planului lui Dumnezeu. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți aceste lucruri în voi, acestea pe care le-ați adăugat voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului și Mântuitorului nostru. Efeseni, capitolul 2, versetele 8 la 10. Prin har ați fost mântuiți. Adică mântuirea este un dar nemeritat, pentru care nu poți lucra, pe care nu-l poți câștiga prin eforturile tale. Prin har ați fost mântuiți. Prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar ascultați versetul următor. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, nu ca să umble El în ele, ca să umblăm noi în ele. Observați, este partea mea în relația cu Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, versetul 14, nouă ni se spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Doamne, dacă stau liniștit și nu urmăresc nimic, ce se întâmplă? Nu vei vedea pe Dumnezeu, îți spune textul. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Te iubesc. Vine Crăciunul, o să-ți cânt colinzi. În vârful bradului pun chiar chipul Tău. O, Dumnezeu, are o simplă întrebare pentru mine. Ai timp de poruncile mele, de Crăciunul acesta? Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Degeaba îi spun că îl iubesc, degeaba îl cinstesc cu buzele și inima mea este departe de mine. Genesa, capitolul 17, versetul 1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, El nu are nevoie de ajutorul tău decât dacă ți-l cere. Și vreau să vă spun, Biblia în foarte multe, foarte multe texte îți cere ajutorul sau te implică alături de Dumnezeu, te cheamă colaborator cu El la plămădirea veșniciei tale.
Atenție însă la mijloacele alese. Atunci când Dumnezeu pune un scop înaintea vieții tale, să știți că scopul nu scuză mijloacele. Cu alte cuvinte, produsul finit nu este mai important decât procesul care duce spre el. În ultimă instanță, ziua de mâine nu e a mea. Și atunci astăzi trebuie să trăiesc în ascultare de Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu. Vă aduc înainte doar un exemplu din Scriptură. Spuneți-mi, a fost un lucru bun gândul acela care a venit lui David după ce a făcut un cort în locul cortului întâlnirii, care s-a flândurit de-a lungul secolelor, i-a făcut un cort și acum urma să aducă chivotul în cortul lui. A fost un lucru bun? A fost un lucru foarte bun. Doar că David nu și-a făcut destul timp să stea să gândească la mijloacele pe care Dumnezeu le-a prevăzut pentru a ajunge la acest scop final. Și și-a zis el, foarte creativ, am să-i fac un car nou. Și cum îl știu pe David, repede să pune mâna, probabil că s-a dus acolo și a pus el mâna să-l lustruiască, să-l lăcuiască, să-l rezolve, să-l aranjeze, să-i placă Domnului. Dacă place împăratului, place și Domnului. S-au dus după chivot, l-au încărcat, a pus doi lângă el și când au ajuns la prima hurtoapă, Uza a pus mâna pe chivot și Dumnezeu l-a trăznit. Și David s-a îngrozit și a zis, nu, duceți chivotul de aici. Abia după 3 luni își vine în fire când vede binecuvântarea văzută peste cel care a primit chivotul acasă. A zis, trebuie să duc chivotul înapoi. Știți ce a făcut? S-a dus și a luat scripturile. Și a văzut că mijlocul lui Dumnezeu în purtarea chivotului nu era un car nou, indiferent cât de frumos l-ar fi făcut el, ci erau umerii chehatiților. Ca tot poporul să știe că va veni vremea când Dumnezeu se va muta din temple de piatră în inimi de oameni. Umerii chehatiților. A chemat pe preoți, a chemat pe leviți, a făcut o sărbătoare, a luat chivotul și și-a atins scopul folosind mijloacele lui Dumnezeu. Atenție la căile pe care le folosim, multe par bune omului, dar abia la urmă se văd că duc la moarte. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, El nu are nevoie de o mână de ajutor din partea ta, decât dacă ți-o cere. Decât dacă ți-o cere. Cu siguranță, toată istoria dintre Avram și Agar și Sara și Ismael este o școală în care Dumnezeu umblă alături de Avram să-i facă un nume, să facă din el sursa binecuvântării întregului pământ. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, îi va spune ceva mai târziu. Dragii mei, haideți să recapitulăm. Ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie să ieși din ale tale, să intri în ale Lui, din planurile tale în planurile Lui. Ai ajuns în planurile Lui când ai convingerea și curajul să spui, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Când am intrat în slujba lui Dumnezeu cu tot ce sunt, dar când ai făcut pasul acesta, nu uita, planurile sunt ale Domnului, nu ale tale. Pentru că sunt ale Domnului, ele se desfășoară conform calendarului hotărât de El. Și în planurile Lui, Dumnezeu hotărăște nu doar calendarul, ci și rolurile pe care le jucăm. De pildă, Scriptura ne spune că nu-i treaba noastră să smulgem neghina din grâu. E treaba îngerilor, e treaba lui Dumnezeu. Treaba noastră este să semănăm sămânța. Treaba dușmanului este să semene neghină. Dumnezeu a lăsat lucrurile așa, nu știu de ce, am să-L întreb când am să ajung acolo. Dar nu-i treaba noastră să smulgem neghina, ca nu cumva împreună cu neghina să smulgem și grâul. Îngerului bisericii din Efes spune, știu faptele tale. Știu că nu-ți plac faptele nicolaiților, știu că ai o ședință de comitet pentru fiecare vorbitor și îl dovedești că nu e apostol și îl dovedești mincinos, dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tăi. Ce s-a întâmplat în Efes? Treaba Domnului este să judece lucrurile, treaba efesenilor ar fi fost să arunce sămânța. Ei au schimbat locurile, au lăsat în seama Domnului treaba lor și au încercat să facă ei treaba Domnului.
Domnul trebuie să-i oprească într-un mod solemn și să le spună, dacă nu te pocăiești, dacă nu treci la locul tău, nu uitam planurile mele, eu hotărăsc rolurile, nu tu. Am să iau sfeșnicul din locul lui. Cu alte cuvinte, vei înceta să mai fii biserica mea.